Sau, Vitalie, tu faci prezentare. Da, stimați jurnaliști, începem conferința de presă după, după ședința a celei de-a cincea reuniuni a dialogului la nivel înalt pe domeniul energiei, Uniunea Europeană, Republica Moldova. Vreau să vă atenționez că avem 10 minute, la 15 maxim minute la dispoziție și o să acceptăm două întrebări după declarațiile vorbitorilor, evident, doar la tema ședinței de astăzi. Vă ofer cuvântul. Eu cred că o să ofer cuvântul doamnei comisar ca dumneavoastră să înceapă prezentarea. Thank you. Commissioner. Thank you. Mulțumim, domnule ministru, și aș dori să vă mulțumesc dumneavoastră și echipei dumneavoastră pentru organizarea excelentă a celor cincilea dialog la nivel înalt în domeniul energetic. Eu vreau să vă spun că eu mă simt aici în Moldova ca acasă. Nu doar din cauza faptului că împreună ne-am confruntat cu o situație foarte dificilă, începând cu momentul când Rusia a început să manipuleze piața energetică, dar și din momentul din care am început să văd manifestarea a democrației vii. Eu sunt din Estonia și la noi săptămâna trecută profesorii protestau în străzi și ieri când am plecat de la Bruxelles, fermierii erau în străzi și aici văd același lucru. Deci asta este o manifestare a democrației. Acum, cât privește energia? Cel de-al cincilea dialog la nivel înalt este un semn al bunei cooperări. Noi sprijinim Republica Moldova în sectorul său energetic. Astăzi am susținut o nouă foaie de parcurs comun între Republica Moldova și Comisia Europeană și am convenit pașii următori și graficul următorilor pași în ceea ce privește piața comună. Foaia de parcurs este o bază clară pentru cooperarea în continuu între noi și de asemenea identifică momentele unde Comisia Europeană poate să acorde asistență tehnică, financiară. De asemenea, foaia de parcurs sprijină Republica Moldova în ceea ce privește consolidarea rezilienței sale energetice și în ceea ce privește tranziția spre un viitor mai sigur și mai curat din punct de vedere ecologic. Și acest lucru aduce mai aproape Republica Moldova de Uniunea Europeană. Noi cu domnul ministru Parlikov ne-am întâlnit mai des. Dialogul de nivel înalt precedent a avut loc în luna mai anul trecut. Am discutat despre această iarnă, acest sezon de încălzire. Am vorbit despre necesitatea umplirii zonelor de stocare a gazelor în Ucraina. Și de asemenea am vorbit despre faptul că trebuie să economisim inclusiv gazul și datorită acestui lucru noi am fost mai stabili comparativ cu iarna mai trecută. În decembrie anul trecut s-a luat decizia de a deschide negocierile de accedere pentru Republica Moldova. Este un moment foarte important pentru că, și este o confirmare a faptului că vedem Republica Moldova ca parte a familiei europene. Republica Moldova a reușit să facă pași foarte importanți în reforma sectorului energetic. Moldova a aliniat legislația sa cu legislația Uniunii Europene. Și, în general, reformele desfășurate de către Guvernul Republicii Moldova în domeniul pieței energetice confirmă angajamentele Republicii Moldova. Astăzi am discutat faptul că Moldova a devenit mai eficientă din punct de vedere al investițiilor. Energia este energia va fi mai accesibilă pe termen mediu și pe termen de lungă durată pentru populație și eu vreau să reconfirm suportul nostru și al Comisiei pentru Republica Moldova în domeniul energetic. Comisia Europeană a oferit circa 1,2 miliarde de euro în suport financiar din decembrie 2021, ceea ce include suportul pentru consolidarea siguranței aprovizionărilor.
Astfel, Guvernul Republicii Moldova a reușit să sprijine gospodăriile vulnerabile și întreprinderile. De asemenea, s-a acordat sprijin pentru tranziția spre o energie mai curată. Plus la aceasta, Moldova este un element foarte important al cooperării regionale. Acum, sarcina noastră este să asigurăm rute alternative de aprovizionare pentru electricitate și gaze, să asigurăm conexiunile care vor face Republica Moldova mai rezilientă în fața eventualelor încercări de manipulare din partea Rusiei. Asta fiind spuse, eu vă mulțumesc și aștept întrebări, domnule ministru. Fac mică declarație, după asta deschidem pentru întrebări. În primul rând, nu doar Republica Moldova, toată Europa a trecut în ultimii 2 ani printr-o perioadă foarte dificilă, printr-o veritabilă stres test în domeniul energetic, în situația în care Federația Rusă practic a încercat să manipuleze și să utilizeze gazele naturale, în special ca armă, împotriva Uniunii Europene. Noi ne-am fost prins și noi în această, am fost afectați și noi, iar faptul că după 2 ani suntem în situația în care nu mai depindem de un singur furnizor de gaze, avem posibilitatea și avem diversificată și alimentarea Republicii Moldova cu energie electrică. Am căpătat experiența de a lucra pe piețele internaționale și de gaze și de energie electrică. Tot asta se datorează inclusiv eforturilor, dincolo de eforturile pe care le-am făcut noi aici acasă, se datorează sprijinului masiv pe care l-am obținut din partea Uniunii Europene și a Partenerilor de Dezvoltare Internaționale. Fără a fi acceptată în regim fără precedent, sincronizarea urgentă a rețelelor electrice Ucrainei și Republicii Moldova cu ENTSO-E, nu aveam acel nivel de securitate alimentării cu energie electrică pe care îl avem astăzi. Nu eram capabili să trecem de stres testul care ni s-a organizat nouă în noiembrie 2022, când aveam volumele de gaze limitate, când aveam centrala termoelectrică din regiunea transnistreană care nu furniza, când aveam sistemul ucrainesc bombardat și când prețurile mondiale la energie erau în vârf. Deci, fără acea sincronizare, nu avem să trecem ușor peste acea perioadă. Fără sprijinul partenerilor internaționali, inclusiv a asistenței tehnice, nu aveam cum să diversificăm atât de repede furnizorii de gaze. Nu aveam cum să avem stocuri de gaze și să fim pentru prima oară în această iarnă siguri că, indiferent ce se va întâmpla pe piețele internaționale, noi vom fi asigurați și vom avea prețuri fixe, prețuri prognozabile pentru energie într-o perioadă rece. Noi împreună cu Uniunea Europeană am parcurs acest drum, iar acum, după deschiderea negocierilor, după decizia politică de deschidere a negocierilor, pentru care mulțumesc Uniunii Europene și tuturor țărilor membre individual din Uniunea Europeană pentru sprijinul acesta politic, intrăm într-o altă etapă. Intrăm într-o etapă în care dialogul nostru cu Uniunea Europeană va fi și mai intensiv. Viteza cu care va trebui să ne mișcăm va fi și mai mare, pentru ca în orizontul de timp 2027-2028, atunci când finalizăm și interconexiunile energetice cu România, Bălțu-Ceava, a treia interconexiune de la Strășeni, să putem să ne integrăm piața Republicii Moldova în piața energetică a Uniunii Europene. Putem fi parte a pieței energetice comune a Uniunii Europene înainte de a deveni parte a Uniunii Europene sau stat membru a Uniunii Europene. Iar acest lucru va veni cu beneficii pentru cetățenii noștri. În primul rând, beneficii de scăderea facturilor datorită investițiilor în eficiență energetică, într-al doilea rând, datorită investițiilor în general care au loc în sectorul energetic, modernizării sectorului energetic și a posibilității unei
unei posibilități sporite a cetățenilor noștri, a consumatorilor noștri, de a-și alege furnizori. Despre asta este liberalizarea. Liberalizarea este despre dreptul de a alege a consumatorului. Deci, până acum am funcționat în sisteme în care exista un singur furnizor, un singur preț, tarif, etc. Acum ne mișcăm înspre o piață funcțională în care consumatorii și furnizorii au mai multă alegere. Este o piață mult mai flexibilă și mult mai sigură pe termen lung. Cu certitudine ne gândim la provocările care vin legate de situația din iernile viitoare. Discutăm cu colegii noștri și din Ucraina și din Uniunea Europeană cum trecem de anul 2024, când finalizează contractul de tranzit de gaze între Gazprom și Ucraina, și continuăm să ne mișcăm cu ritmuri alerte în piața comună energetică europeană. Mersi. Acum, mulțumim. Cred că, judecând după timp, avem timp doar pentru o singură întrebare. Dacă cineva vrea. Bună ziua, Irina Ciobor, OneTV. Doamnă Simpson, cum apreciați eforturile Republicii Moldova în contextul aderării la Uniunea Europeană pe domeniul energiei? Thank you for the... Mulțumesc pentru întrebare. Moldova a fost un exemplu excelent a modului în care procesele continui în pofida situației de urgență în domeniul energetic, de fapt au dus la rezultatele dorite. Consiliul a reușit să pornească negocierile de accedere. Au analizat procesele în sectorul energetic, care este unul dintre sectoare. Și aici progresele au fost vizibile. Da, există mulți pași care urmează să-i facem în contextul cooperării pentru a aduce beneficii pentru gospodăriile și afacerile din Republica Moldova. Astăzi am discutat modalitățile de prioritizare a economisirii în gospodării casnice cu instrumentele de finanțare din partea Uniunii Europene ar putea să ducă la economii semnificative și în același timp să îmbunătățească condițiile de viață și mediul pentru cetățeni. De asemenea, am discutat cu Uniunea Europeană și Republica Moldova pot să lucreze cu eventualele riscuri de viitor împreună. Am discutat proiecte și cred că este un exemplu bun al modului în care cooperarea aduce Republica Moldova mai aproape de aderare. Mulțumesc! Urma discuțiilor de astăzi cu oficialul european, la ce concluzii s-a ajuns în domeniul energiei? Eu vă mulțumesc. În primul rând, noi am convenit, am agreat o foaie de parcurs comună a Republicii Moldova, Comisiei Europene și Secretariatul Comunității Energetice pentru deci un fel de calendar în baza căruia ne vom mișca pentru atât pe dimensiunea de aproximare a legislației și regulilor la regulile pieței europene, cât și pe cei ce țin de infrastructură, investiții, interconexiuni, etc. Deci este probabil că prima oară când avem un plan, bun, nu, cel puțin pe sectorul energetic, este o premieră când avem un roadmap agreat de comun acord, în care avem angajamente din partea noastră, dar și angajamente din partea Comisiei Europene cu privire la sprijinul nostru, cu privire la finanțare și cu privire la sprijinul din partea Secretariatului Comunității Energetice, pentru că până acum întreg procesul de
transpunerea acquis-ului comunitar pe dimensiune energetică era în primul rând prin sau în cadrul tratatului comunității energetice și secretariatul mai are un rol foarte important în acest sens. Da, vă mulțumim. Thank you. If we can shake. Good. We have to shake hands. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.